4 pași principali pentru mixare. Setarea cue point-ului, aducerea piesei la același BPM, play-ul pe măsură și mixajul propriu-zis. Setarea cue point-ului se face cu ajutorul butonului Q, exact cum v-am spus. Voi exemplific acum. Ok, cum se vede aici, player-ul nu a prins bătaia cum trebuie la început. Începe cu un fâsâit. Noi trebuie să ajungem în față la bătaie, ca să putem da play-ul pe măsură foarte ușor. Apăsăm play, după aia apăsăm din nou play. Player-ul își ia un loop din piesă. Din jog sau din search putem căuta bătaia. Asta este bătaia. Înaintea bătăiei, da? Suntem înaintea bătăiei. Când am ajuns înaintea bătăiei, nu apăsăm play, apăsăm Q. Înaintea bătăiei apăsăm Q. Avem bătaie. E foarte ușor de a da play când avem bătaie. Ok, aducerea pieselor la același BPM. Să numesc două piese la fel. Ba nu. Vede că s-aude că fuge. S-aude? Avem tempo în care căutăm BPM-ul. Mergem. Din joc. Acum sunt player pe aceeași bătaie piesele. Dar ele fug în continuare. Ce mișcare facem în din joc. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Écoute ce break, wesh. La musique, la musique, la musique, la poésie, la poésie.